Astăzi filmăm cum să schimbă cheddarul ăsta, garnitura asta superioară de la parbriz, da? Model pentru model BMW E90. Modelul ăsta e M47, dar n-are nicio importanță. Deci mașina este E90 și cam la toate mașinile BMW E90, adică toate, nu cam la toate, apare problema asta după ani de zile. Da? Apare problema asta. Aici am dat eu un pic cu unghia și să văd ce e de sub. Nu era, era toată capa aici. Dar foarte urâtă. Așa arată, da? Și trebuie să încercăm să o schimbăm cu mare grijă, pentru că de obicei când schimbăm chestia asta, dacă ne uităm de desubt, vedem o tablă, da? Tabla aia vine așa, băgată în geam, în parbriz. Când tragem de ea, riscăm să crăpăm geamul și să spargem. Încercăm să fim atenți, să vedem dacă reușim să o schimbăm. Da? Bun. Am comandat piesa. Da? Asta e piesa. O să o și desfacem din chestia asta. Dar înainte să facem toată operațiunea asta, să desfacem chestia asta, să vedem cum o scoatem fără să facem alte probleme. Bun, pentru operațiunea asta, am cumpărat chestia asta, nu știu dacă mă voi folosi de ea, 36 de lei de la Auchan, un patent cu chestia asta aici, s-ar putea să ne trebuiască, o șurubelniță, o pensulă să dăm pe canal acolo să scoatem toată mizeria aia. Avem chestia asta, care de obicei pentru trimuri, să vedem dacă o folosim, și încă una care vine din chestia asta și un degresant. Cam astea ar fi de ce avem nevoie. Eu nu prea am cum să filmez cu o mână, n-am întrepied. O să încerc cu chestia asta, să văd dacă pot să desfac tot asta până la partea cealaltă. Să începem de aici, că de ce începem cu chestia asta, ăsta nu zgârie. Dacă am băgat șurubelnițe sau ceva, grie în chestia asta. Și atunci hai să încercăm să vedem dacă putem. Da. Ah, cred că vine ploaie. Da. Dacă mă prinde ploaie cu ăsta scos. După cum se vede, sper să meargă așa până la cap. Iese destul de ușor, da? Bun. Sub el avem tabla asta, care e cumva încastrată în parbriz. Asta posibil să ne creeze probleme. Va trebui să curățim tot asta de aici. Asta. Pentru că aici va veni cealaltă și are un lipici din fabrică. Asta de aici. Trebuie să-l curățim ca să venim cu celălalt nou. Să vedem dacă putem să facem cu mâna aia. Să vedem. Aici avem... E ceva de groază în ce hal poate să arate cheddarul ăsta. Lucru care nu e prea plăcut, vorbind de BMW, am văzut Logan-uri care n-au problema asta. Dar e singurul cheddar după mașină care are probleme. Mă refer, care a ajuns așa după ani de zile. Singurul. Asta e un BMW 90 non-facelift, deci e modelul acela, ia uite, până în 2008. Să vedem ce vom reuși, dacă vom reuși să scoatem chestia asta de aici fără să spargem nimic. Ăștia de la BMW, cei de la BMW mi-au recomandat că se schimbă odată cu parbrizul. Nebunie totală. Mai sunt niște tutoriale pe internet unde arată niște băieți, nu români, prin alte țări, arată cum să schimbă chestia asta. Unul a reușit să spargă parbrizul, ceilalți nu. Dar există riscul ăsta de a sparge parbrizul. Să sperăm că nu o să reușești. Întâi să înlăturăm toată chestia asta, să nu mai avem probleme. Ce mizerie pe aici. Da. Mașina e din 2005. Vă dau seama. Are niște ani. Da. Până aici merge bine. Vedem mai departe. Vedem mai departe.
Ia să mergem și pe partea cealaltă. Sau... Nu prea pot eu să filmez cu o mână și cu o mână să lucrez. Ia să schimbăm mâna. Fac tutorialul ăsta că, sincer, am căutat pe internet, am căutat și un tutorial în română, să-mi arate și mie cineva cum să schimbă. Am găsit în engleză, dar mi-ar fi plăcut să aud în română și să văd. Problema e că s-aud niște tunete. Dacă vine ploaia, am pus. Mă duc pe partea cealaltă. Ia să încercăm și aici aceeași chestie, să vedem dacă reușim. Da. Am scos partea de sus. Acum să scoatem și partea de jos. Nu este greu nici asta, dar prea mie mi-e greu cu o mână. Am greu cu o mână. Da, iese și asta. Cred. Sincer, am avut noroc, am văzut la unii pe internet. Ieșea mai greu chestia asta, un pic mai greu. Au dat cu niște soluții. În cazul meu văd că n-a fost nevoie. Dar să vedem până la capăt ce iese. Deci l-am scos și pe ăsta. Bine, s-a dus pe aici peste tot. Ia să vedem aici. Mulți scot chestia asta de aici. Trimul ăsta. Dar eu n-aș vrea să-l scot. Vreau încerc să fac fără să-l scot. Dacă reușesc. Ia să vedem noi aici. Este destul de greu asta, pe lângă celălalt, față de celălalt, dar ușor, ușor în spate, nu știu pe asta. Asta nu e așa mâncat, e mai dur, de-aia nu vrea să iasă. Bun, o lăsăm la urmă pe asta ca să nu mai pierdem timpul. Mergem pe partea cealaltă. Deci chestia asta, asta, e băgată în pat priz exact cât e aici. E și pe partea cealaltă, pe interior. Pe aici, pe sub asta. El vine unde cumva vine așa. Îmbracă geam. Deci nu trebuie să tragem de el în sus, pentru că o să spargem geamul. Ce putem face este să împingem de aici încolo. Să împingem așa. Dacă reușim să-l scoatem de aici, din zona asta, el va ieși după aia foarte lejer până în cap. Dar trebuie să reușim să-l scoatem de aici. Aici e mai problematic, vedeți? Nu pleacă de aici, el pleacă după aici, după sub ăsta. Dacă ne uităm un pic aici, când împingem, aia e. Noi trebuie să-l scoatem nu de aici, ci de aici cumva. De aici, din colțul ăsta. Să vedem dacă reușim. Cu asta nu reușim sigur, cu chestia asta. Dar avem aici în trus asta, chestia asta, pe care am spus, am cumpărat-o de la Ocean, 36 de lei a costat trusa asta. Să vedem dacă putem să scoatem cu ciocul ăsta, să tragem de el încolo. Cum s-ar zice, să-l prindem de aici și să-l tragem încolo. Să vedem. Ia, o să încerc să și filmez, să văd dacă pot să-l și scot. Să aud și niște tunete. Mai mult ca sigur mă prinde ploaia pe la pădure. Asta e situația. Bun. Trebuie să scoatem încet pentru că padprizul imediat pleacă. Imediat crapă. Deci trebuie scos cât mai încet. Mai avem și șurubelnițe, dar sincer să fiu, mi-e cam frică să o folosesc. Vedeți, el are și dedesubt, e băgat până acolo și se mișcă cu totul. Dacă ați văzut. Da. Ia să vedem dacă reușim să scoatem de aici, dacă reușim să scoatem. Pare rău că nu prea filmează asta cum trebuie. De-aia încerc să mă uit aici, nu în telefon.
Dacă reușesc să scot aici fără să spar parbrizul ăsta, ar fi minunat. Vedeți ce rău e băgat? Ia uite. Toată chestia e să scoatem de aici, ușor, nu ne grăbim, că el de aici, dacă scoatem de aici, o să plece după aia până în partea aia. Dar trebuie să scoatem de aici, adică să tragem în partea aia către el. Foarte mulți mi-au recomandat să stau în banca mea că sparg geam. Ceea ce e posibil, dar încerc întâi să vedem. Sper să nu-l sparg. Vedem cum scoatem noi chestia asta de aici, că e de dedesubt băgat. E urât, urât băgat. Ce să zic. Ia să vedem. Am spus garnitura asta, dar asta e garnitura de cauciuc. Vedeți cum e băgată? E băgată aceeași chestie, dar asta e și de desubt aici. Și noi trebuie să o scoatem într-un fel încolo, așa. Ia uite. Ia uite. Vedeți ce am făcut pe vopsea? Da. Super tare. Și cum e? Scăpăm de o problemă și creăm alta. Asta o să iasă la poliș. Nu cred că o să iasă la poliș, dar văd ce-i fac. Asta e situația. În mod normal, când umblăm aici, trebuie să punem o cârpă, ceva. Ia. Da, cum am zis, grietura e acolo. O să o polișez. Îi dau cu un creion din ala și hai. Din păcate se mai întâmplă și de astea. Să încercăm să scoatem chestia asta de aici. Poate ne ajută, nu știu. Nu prea putem să-l scoatem. Eu pot să trag foarte simplu de el, dar nu se face așa. Iar cu ordinatura aia de cheie... Ați văzut ce am făcut, am zgriat ăla. Nu știu dacă s-a dus până... Ba da, s-a dus până la... S-a dus până la jos. Asta o să se ia de aici. Nu e foarte rău. Nu e problemă. Dar totuși să punem o... Să punem o... Văd asta așa. Să nu ne mai ducem încolo. Da. Deci eu acum o să încerc să scot chestia asta de aici. O să opresc camera că nu pot cu o mână. Să nu mai fac alte probleme. Și revin. Bun. Deci cum am spus, m-a prins ploaia. M-a făcut puțin flash, că asta e. Nu am avut cum să scot porcăria asta de aici. Cu niciunul din toate astea de aici. M-am dus și am cumpărat frumos un patent. Patent, da? 18 lei. De la Dedeman. Cât timp a plouat, am făcut o tură, știți? Bun. După ce am săpat aici mizeria asta, o jumătate de oră de numai, mi-a rupt degetele, nu mai pot. Da? Deci mecheria a fost în felul următor. Am prins chestia asta de aici, după ce am săpat în ea, tot ce vedeți aici e ce am încercat eu să scot, ea n-a mers să iasă. Am prins-o așa de aici, deci ea era băgată, ia să facem aici. Am încercat și aici, după cum se vede, n-am putut. Bun, cum am reușit aici? Ia. Am prins asta aici așa, cu un patent ăsta, aveam de la cu cap drept ascuțit aici, n-a fost bun de nimic, că de-aia am stricat ăsta aici. Am prins-o așa, pac, am făcut un pic de șanță aici ca să pot să o prind pe toată gura asta ăstea. Am prins-o aici, în cazul ăsta, aici așa. Și ea fiind băgată înăuntru, da, fiind băgată, eu n-am tras în sus, am făcut așa și după aia am tras în sus. Deci atenție, da, am făcut așa și după aia am tras în sus. Nu am pus forță pe parbriz deloc.
Doar am tras de asta. Nu am făcut aici, n-am băgat șurubelnițe, nimic. Aici, din păcate, am zgâriat chestia asta. Niciun fel de problemă, se repară. Da? Pe aici, oricum, o să vină chederul. O să vină chederul celălalt. Aici, ăsta e lipiciu. Dar el o să vină cam până pe aici, chederul celălalt. Chestia asta era aici. Astupă ăsta, pe asta am făcut-o eu. Eu am făcut-o pe asta mică. Dar nicio problemă. Asta o facem frumos, se redușează. Pe mine mă interesează, pot să scot porcăria asta. Deci a reușit să o scot de aici. Și acum, ia să vedem dacă reușim să o scoatem de aici. Tot la fel, nu ne grăbim, că cine știe ce facem pe aici. Tragem ușor de aia. Tot așa, vedeți? Tragem ușor, că uite, ia, în cazul meu, poate la voi nu e așa, mai are o prostie tare pe aici, asta e foarte tare. Tragem tot așa, deci nu tragem încolo, că el e băgat în parpriză așa, în dunga parprizului ăsta, uite, vedeți? Ea e băgată pe canalul ăsta aici, în brac așa. Noi nu putem să tragem în sus, că dacă tragem în sus, s-ar putea să spargem parpriz. Ce facem când tragem? Dăm un pic de el într-o parte așa și tragem, pac, da? În cazul meu, am spus, mai e ceva pe aici, nu știu ce e cauciucul ăsta. În fine, s-a rupt. Da? Tragem în sus, așa. În sus. În sus. Da? Aici, unde am stricat eu chestia asta, sper să n-avem probleme acum. Ia să vedem. Văd că nu sunt probleme. Sau sper că nu sunt probleme. Eu o să încerc să trag de el. Cât încet să nu spargem parprizul. Aici e mai greu. Fix din cauza mea, pentru că m-am chinuit să fac o prostie acolo și mai mult l-am îndesat înăuntru. Dar poate voi aveți mai mult curaj. Eu trag mai încet, că mie acum face parprizul zbang. Și când a făcut așa, nu știu cât e un parpriz original, neoriginal, dar n-aș vrea să schimb, că nu are nicio pietricică pe nichel luată în geamul ăsta. Este cam greu, nu știu de ce. Aici, în zona asta, v-am spus, am jucat eu cu șurubelnița. Și l-am paradit. Ia să încercăm cu... Să încercăm un pic așa aici, să tragem de el. Atentul, că, sincer să fiu, mea ca în România. Ia, tot așa, să scoatem încolo. El nu este aici pentru că l-am îndoit eu. Bun. Pun stop pe cameră, că trebuie să folosesc amândouă mâinile, să-l scot acolo și revin. Bun, a reușit să-l mai scot un pic. V-am spus, el nu iese greu. Mi-e frică să trag prea tare, pentru că mi-e să nu spar geamul. Și atunci, ah, și m-am înțepat aici în porstia asta. Atenție că ăstea taie ca toți draci. Bun, hai să tragem mai la distanță, așa e. Da. Deci am trecut de partea asta ordinară. Și acum îl mai dezlipim câte puțin. Nu știu ce, mai o garnitură. Mă duc pe partea cealaltă. Bun, am venit pe partea asta, că nu mai puteam să trag de acolo. Și ia uitați, iese fără probleme. Deci încă o dată, nu trageți. Vedeți cum e el băgat? Dacă ne uităm, el e băgat așa. Da? Nu trageți în sus așa. Când trageți, trageți așa în partea asta. Uite așa. Căutați să-l dați pe el un pic într-o parte, ca să dea să iasă. Poate voi faceți altfel, dar mie mi-e frică că spargem, cum am zis. Așa. Mai tragem un pic de el pe aici. Mai tragem un pic și pe aici. Ia să vedem. Stai așa ca să zgârie. Stai de fier. Ia uitați. Astea taie și zgârie în ultimul hal. Bun. Să nu mai zgârie ceva pe aici, că și așa am zgâriat aia. Ia să prind pe asta cu o mână. Și acum, la noi, că e lipit. Ia. Deci tot așa, în partea aia trageți, dar în sus, ca să-l scoateți, practic. Și aici nu știu dacă o să iasă el, lejer. Ia. O să încerc să trag de el, dacă pot să-l scot. Să trag încolo de el, așa ia. Vedeți? Că el e băgat,
Cel mai greu e de scos de aici și de acolo din capul ăla. Unii îl prind aici de jumate cu patentul și trag în sus de el. Poate aveți noroc, trageți de aici direct în sus. Eu am încercat în colțul ăla, într-adevăr, mi-a luat o jumătate de oră până am reușit, pentru că nu m-am grăbit. La final aici, ca să nu spargem colțurile, pe aici cine știe, când ați ajuns până aici, deci ați desfăcut geamul ăsta, cheder-ul, până aici, mă rog, tabla asta, ia să-i dăm fier, sau dăm ce o fi, aluminiu, până aici, de aici trageți de el încolo, vedeți? Trageți de el, ca să-i dăm mai mult spațiu, gata, ia uite. Dacă aș fi tras aici de el, riscam să-i rup colțul ăsta și să plece parpriză în col. Bun. Așa. Am scos forcăria asta. Ca și pagube. Ce am făcut eu la mașină, pagubă, da? Am zgâriat aici o leacă chestia asta, dar o să o fac. Și când am băgat șurubelnița și am făcut așa că n-am mai făcut niciodată, am atins colțul ăsta de aici, care, după cum se vede, i-am luat bopseaua. Dar nu e niciun fel de problemă. Asta de aici va veni frumos, mă duc și cumpăr 100 de grame de bopsea pe culoare, o punctez și șefuit frumos și iese ca nou. Și aici la fel. Voi da cu... Trebuie să focalizez. Asta n-am făcut-o eu, era pe dedesubt aici, nu știu. Aici voi veni cu puncte, uite așa o dungă îi fac și aici la fel cu un bețișor, după care lasă să usuce, vine șlefuit cu pe 3000, 2000, nu știu, mă informez, polișat, deci dăm vopsea înainte. După aia un pic de lac iar polișat, ca să iasă exact ca asta, oricum garnitura o să vede, garnitura vine pe aici așa. Ce rămâne? Acum ce facem? Luăm o pensulă, pe care aveți voi, și curățăm toată prostia asta. Eu o să dau și cu un aspirator. Am un aspirator de mașină. O să și aspir aici, dar întâi dau cu o pensulă, ca să iau toată mizeria. De ce? Trebuie să văd cum reușesc să iau chestia asta. Nu știu, să văd cum o iau. Stai un lipic. Nu știu cum o să-l iau. Dar o să încerc acum să vedem cu ce pot să-l iau și vă spun și vouă. Revin. Bun, deci în cazul meu, cu chestia asta, toată dintrusa aia de 36 de lei de la Auchan, dau așa pe aici și reușesc să scot chestia asta. Mai rămâne puțin pe aici, o să încerc să iau după aia cu un degresant ceva, că n-aș vrea să zgârie asta. Dar ăsta gros merge luat cu chestia asta care era întrus. Revin. Salut din nou. Deci, am terminat de pus asta. A ieșit foarte bine. Vedeți și voi cam cum a ieșit. Da? Super frumos. Toată partea. Da? Super frumos. Aici. Bun. Nu am mai filmat. Ca să iau chestia aia de aici de desubt. Aici de desubt se afla lipiciul de la cealaltă, de la cealaltă garnitură. Am venit cu un... V-am arătat că nu mai am la mine. Trimola portocaliu și cu degresant am dat, eu am avut, nu are și cu altceva, am încercat cu VD40, am încercat cu parpriză de asta de geamuri, cum îi spune, lichid de geamuri, degresant, mai știu de care, nu am mers. Am avut pe acasă niște lichid, spumă activă de la splătorii, lichid, am pus un pic într-un bidon, e de la, e ăla care dacă îl lași în bidon prea mult, arde bidon. Da? De să pune apă peste el, că nu mai vine. Să pune apă un pic în bidonaj, de la de 750 și puneți niște apă. Puneți atât în bidonaj și restul până la 750 de apă. E, cu ăla, am dat aici, și cu de la portocaliu. Și clemă de aia, că nu mai știu cum e bine, nu clemă. Ați văzut că v-am arătat ieri că nu mai am la mine trusa. Cu aia portocalie dădeam cât un pic, cât un pic, cât un pic și e din plastic. Și am reușit să iau până în partea cealaltă. După aia am dat cu alcool tehnic de 90 și ceva la 100, 97%. L-am luat de la Dedeman. Am degresat bine și am pus chestia asta. Ca să puneți asta la, ca să puneți garnitura asta la loc, e foarte greu de pus dacă nu puneți cum trebuie. Deci, dacă nu puneți
dacă nu respectați pașii. Cum să pune? Ea nu se începe de aici din colțul ăsta și nici din colțul ăla. Pentru că dacă începeți de aici și vă duceți așa, nu o să mai puteți să-l băgați acolo. Dacă băgați de acolo, vă duceți în coa, nu o să mai puteți să-l băgați aici. Cum se bagă? El are o șină. Veniți din partea asta cu, sau din partea aia, dar din partea asta am început eu. Băgați șina așa, pe cantul geamului, lăsați burta aici, vă duceți în partea cealaltă, băgați șina pe geam și automat o să vă rămână o burtă aici. E, din momentul ăla, vă duceți până în jumate aici, că intră fără probleme, și după aia din partea cealaltă apăsați până aici. Burta care rămâne aici, dacă îl întindeți până în capăt aici și până în partea cealaltă în cap, el nu o să rămână niciun fel de burtă. Așa se pune la loc. Deci, s-a schimbat garnitura, nu s-a spart parbrizul. Super ok. Dacă aveți întrebări sau ceva, lăsați-mi un coment, vă răspund cu plăcere. Dați un like dacă vă place, dacă v-a fost util, dacă vă ajută. Eu zic că merită să încercați, pentru că să schimb parbrizul cu totul, că așa spun unii, eu zic că e un pic absurd. Vă salut și să aveți spor la treabă. Salut!